Păi dacă eu mă tumpim pe cu, tu nu dai mie țeapă în viața ta, mă. Să vezi cum îmi găurim toate cauciucurile alea, să vezi că îi dau de copertare fără stâlp să mă bată mama. Ai văzut că avem de copertare fără stâlp. Deci, practic, stâlpii rămân înăuntru și ia să plotoc din prelată, iei prelata, mă gândeam eu, mă, dacă nu dau banii ăștia. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Știu că nu sunteți obișnuit cu mine făcând chestii de genul, dar în vlogul de astăzi o să fie vorba despre o poveste din viața mea în care i-am furat patronului român la care lucram la vremea respectivă 100 litri de motorină, dar mai pe scurt să vă spun începutul, în așa fel încât voi să mă puteți judeca în rubrica comentarii, pentru că oricum o să fiu judecat, că n-am cum să scap așa. Bun. Am fost la o firmă mai înainte și atunci când am fost concediat, a trebuit ca să pot să-mi recuperez drepturile salariale, să fac chestii de genul. Pe aici o să observați voi ceva. Da? Deci doar cu insistențe din astea să mai poți recupera bănișorii pe care ai muncit și pentru care te-ai sacrificat. Dar de ce faci chestii de genul? Din cauza faptului că sacrificiul a fost destul de mare și atunci când cineva nu pune preț pe tine, având în vedere că tu ai făcut un sacrificiu destul de mare, te înrești. Te înrești așa fel încât ajungi la chestii din astea meschine, să faci din astea și să... Bineînțeles, cu chestia asta am reușit să recuperez undeva la 600 de euro. Acum m-am gândit la următorul. El a sunat și a spus, uite, ce face ăsta, bă, uite, bă, mi-a făcut așa la camion, că uite, așa, că e periculos. Chestia asta pe mine nu m-a afectat într-un mod negativ, ci mai degrabă într-un mod pozitiv, din cauza faptului că într-o oarecare măsură ăsta l-ar fi sfătuit, bă, ca să nu-i dai țeapă lui ăsta, cu de fii atent ce vrea să-ți facă. Acum că m-am angajat la firma asta, am mers printr-o cunoștință acolo, după care m-am întâlnit cu șoferul care trebuia să-mi predea mie camionul. Camionul ăla trebuia să-l iau eu, fost camionul acelui coleg. Bă, și ăsta mi-a zis, bă, uite, nu e așa, că e greu, că e așa. Ce dezamăgire am trăit să mă bată, mă, zic, oh, mamă, de ce mă, de ce mă fi pus, cine m-a fi pus pe mine să mă duc și la ăsta, să mă aia, să mă nu știu ce. Pentru că mi-a spus, întârzie bani, întârzie aia, m-a făcut ăsta capul mare de vreme să plec pe jos din Germania acasă. Bun, bă, să ai că nu fi chiar atât de rău, să-i dăm înainte. Bă, a trecut timp, a trecut vreme, bă, băiete, atunci am făcut pentru prima oară o cursă de Anglia. Ne era frică de Anglia, dar atunci totodată am aflat și ce înseamnă să schimb remorci. Schimbam la remorci, deci să mă bată mama, numai 90 de ore. Numai 90 de ore în cap mergeam. Muncă mult, îți dai seama. Încărcam și descărcam o dată pe zi și alergam în rest. Bă, și trecut timp, trecut vreme, a ajuns să mai ai dispute din asta, tu nu mai vrei să mai... Mi-am dat seama că ajungând pe Anglia, munca este mai puțină și am început să fac figuri în vederea că nu mai vreau să schimb remorci, mai pe scurt. Pentru că vreau să ajung în Anglia, din ce cauză? Pentru că pe vapor era o masă caldă 10 euro, un duș 5 euro, 15 euro la fiecare trecere cu vapor. Treceai încolo, treceai încolo, dacă calculai la sfârșit de săptămână, îți dai seama că ajungi undeva pe la vreo câteva sute bune economisite. Sau, na, în fine. Plus că nu trebuie să mai gătești tu pe la rost, să mănânci mâncare și pe frigider. Și asta e o chestie bună, zic eu. Acum, ajunsesem să, bineînțeles, având un istoric împreună, eu stăteam pe Facebook, că mi-a plăcută viața mea, să dau pe Facebook, să dau like, să dau share, să dau alea, să... Și acum îmi place să fac YouTube mai nou și aș fi chiar recunoscător dacă mi-ați împinge și mie butonul de like, facem 1000 de like-uri, că în cazul care facem 1000 de like-uri, mai vin cu story-uri de genul care cred eu că or să vă placă. Bun. Acum, s-au întâmplat multe faze și nu pot să-mi le aduc aminte, dar fac episoade scurte în care încerc să vă povestesc cât un episod, așa, din ele. Bă, mi se stinge ecranul de pe față și vreau să mă văd și tot apăs acolo în spate, dar cred că nu să vă încurce treaba asta prea tare. Bă, acum am făcut o fază într-o seară, mi-aduc aminte că am încărcat gunoi într-o dată și tot timpul, nu știu unde am încărcat eu gunoi, dar oricum nu era de pe Londra. Și tot timpul îi spuneai când, după ce ai încărcat, știi? Obligația lui era, obligația lui, jobul lui era să-ți dea referințe pentru vapor și să-ți dea alimentare cu motoră și cât să alimentezi, pentru că își mânca din cur într-o oarecare măsură, din cauza faptului că te punea să alimentezi numai câte 100, câte 100, din cauza faptului că, virgulă, câștiga, avea leasing-uri, toate camioanele, și tind eu să cred că trebuia să-și drămălească bine banii în așa fel încât dacă mai rămânea să dea și la șofer. Înțelegeți un debat, știi? Întârziau banii tot din cauza aia, că se factura cum se factura, în fine, nu-i problema. Bă, viața mea, și eram... Și am coborât, nu știu unde am coborât, oricum, departe de Londra, către vapor. Și ajung la vapor, bă, viața mea, pe la ora 10-11 seara.
Deci 10-11 seara nu la vapor. Și închipul este că te bagi acolo la vapor și tu n-ai referință, mă. Mă, și tu n-ai referință. Și am fost o dispută, nu știu cum. Mă, tot așa mă luasem eu cu el la o chestie și mi-am făcut postări pe Facebook că îmi caut un alt job de muncă. Un alt loc de muncă, știi? Și el mă urmărea pe Facebook. Bă, și am ajuns la vapor, bă, și nu aveam referință să trec cu vapor. Era târziu, noaptea, deja nu mai făcea nimeni referință să treci cu vapor. Închipuieți că trebuia să mă întorc de la vapor, să caut nu știu ce boscheți prin care să mă bagă, să nu plătea parcări pe Anglia. Mamă! Când m-am enervat în seara și zic, uite, mă, animalul mă urmărește pe Facebook în loc să-și facă treaba lui, că treaba lui era doar ca să vorbească cu mine 3, 4, maxim 5 mesaje pe zi, că mai mult nu aveam nevoie. Încărcare, descărcare, să-mi dai și alimentare cât litri de motorină să bag ca să mai rămână și la alții. Înțelegeți voi? Și să faci referență pentru vapor. Și nu mi-a făcut, mă. Dar ce crezi? Că tot eu eram de vină. Nu era el de vină, eu eram de vină. Bun, zic, mă întorc înapoi, m-am parcat pe nu știu ce boschet. Vai de cap, mă, nu mai știu, că pe Anglia am învățat cum e să dorm în boscheți și cum e să dorm legănat. Înțelegeți? Bun. Trece timp, trece vreme, nu știu cu ce am... A, da. La un moment dat mă pune să intru într-o benzinărie să alimentez. Eu având hărțile vechi la GPS, nu m-a băgat, mă. Nu m-a băgat GPS-ul nicicum pe chestii. Era un drum nou făcut și GPS-ul meu nu-l vedea, ca să înțelegeți mai pe scurt. Nu mi-a ieșit ca să folosesc hărțile. Pe atunci nu prea foloseam hărțile, decât să pe Anglia folosesc hărțile mai blanao decât atunci. Bă, și am ocolit numai pe 3 tone jumate, numai pe 3 tone. Am ocolit o oră jumate și la un moment dat îi spun, asta nu știu dacă mai e șoferie ce facem noi, să caut o benzinărie două ore, că mai bine alimentat pe autobandă, cât pierdui două ore aici și condus și motorină și tot și uzură camion, alimentat pe autostradă și mai câștigați eram. Și zice, ce, mă sună atunci, am zis, bă, că ce, că te-am pus eu să iei de la noi, de pleacă, că îți dau de alimentare, că nu știu ce. Bă, atunci doar ce mă oprisem, bă, și mă tunsesem chel într-o benzinărie... Și m-a luat, și cum? M-a luat ca și cum eu trebuia să fiu acasă, că ce, stau cu tine în telefon să te explic, nu știu ce, ca să șoferi, că... Mamă, zic, uite-o și tu, mă, trebuia să fii acasă, să mă bată mama, mă, și mă prind într-o benzinărie, să mă tund în cap chel. Că nu pot să mă opresc, că m-a alergat în ultimul hal, așa băgam 90 de ore, mă băga și mă alerga și n-aveam timp să mă tund, să-mi fac baie zilnic, n-aveam timp să-mi fac baie. Și când ieșeam de la încărcat, de-aia m-am încărcat și mă suna repede și spunea, în cât timp ajungi că trebuie să schimb neapărat remorca ca să mă biciuie. La început, când eram începător, am mușcat-o. După aia, când a trecut timp și experiența mea a crescut, mi-am dat seama că trebuie să mă pun eu pe primul loc, să-i las pe ăștia care mă ia cu, ce faci, Adrian, ești bine, ai mâncat, ai trăit, ai... Da, am trăit, îți mulțumesc că mă întrebi și că îți pasă de mine. De unde să speți, băi? Tu mă iei așa cu preludiu ca să mă pui să mă duc rachetă, ca să schimb remorca, ca să aia, ca să nu mai fac eu baie. Și să mă opresc noaptea ca să nu mai găsesc apă fierbinte în apă caldă în benzinărie și să mă spăl. Cum să mă spăl? Nu mă spăl, că mă spăl la 2-a, 3-a, 4-a zi dacă mai avem timp să ne mai și spălăm și să ne mai ia. Bă, și acum când zăi de la benzinărie acolo, m-am enervat rău de tot, știi? Și după aia vreo două zile n-am șucărit așa, după aia vreau să mă schimb remorca și că vreau să ajung în Anglia din cauza că vreau să mănânc pe vapor și că vreau să fac baie vapor moca, că îmi calculam și că nu mai ajungeam la, dacă băgam Anglia automat, nu mai ajungeam la 90 de ore în cap, știi? Munca mea se ușura dacă ajungeam. Plus că engleză nu te descarcă dacă n-ai descărcare în ziua aia, știi? Sau poate că și la ora aia de multe ori. Și stai pe stradă, stai câte o zi pe parcare, stai că de alea, plus că pe Germania e cald rău vara, când pe Anglia plouă și e lali și e mai așa. Înțelegi? Asta sunt niște ponturi. Dacă schimbi remorcile și bagi aia ce băgam eu atunci, e muncă, tată. Mai bine ai băgat tur-retur Germania-Anglia ca să vezi ce înseamnă viață de super erou. Nu chiar așa. Bun. Bă, și atunci m-am certat cu lucrurile tău și am luat o discuție că eu știam. Eu având un stil al meu aparte, eu stăteam de vorbă cu toată lumea. Și vorbeam cu toată lumea și ascultam pe toată lumea. Și știam pe fiecare ce vorbește despre fiecare, dar eu stăteam de așa. Asta ăla despre la canal. Bine. Asta ăsta despre la canal. Bine. Și când mă întâlneam cu ei în parcare, vorbeam cu fiecare și n-aveam înțeles. Înțelegi? Bun. Acum i-am spus, bă, vezi că pe ăla iars. Pe ăla iars? Pe ăla iars. Pe ăla iars. Pe ăla iars. Și pe ăla altul iars și pe ăla. Pe mine nu m-arzi. Și m-a ajutat chestia asta când i-am spus că nu m-arzi, din cauza faptului că ăla sunase deja și spuse că
Asta a dispărut din cauza mea. Știi? Bineînțeles, mi-a recuperat 600 de euro sau ceva de genul, nu mai știu exact, a trecut foarte mult timp. Știi? Și, bă, man, a trecut timp, a dat faliment, bă. A dat faliment ăsta, a adus camioane la serviciu, a adus și eu m-am dus cu camionul lui altul, bă, către țară în România. Cu camionul lui altul m-a trimis pe mine și pe încă un coleg. Cu contract de muncă de angajare din PECO, din Austria a făcut. Contractul de muncă de angajare din PECO din Austria a trimis. Ah, și atunci am zis, bă, jocul colegul ăsta cu care, bă, hai să-i dăm, gaură de vreo 100.000 de motorină ca să fie bine. Pentru toate care le-a făcut. Și am o înregistrare pe undeva, nu știu dacă o găsi, nu sunt pregătit asta, dar vă pun vlogul în descriere în cazul în care vreți să auziți discuția dintre mine și el. Bine, l-am ajuns acolo. Acum, l-am executat de 100 litri de motorină, am dus camionul, tot ce trebuie, m-am dus acasă. Bă, acum spunea ăsta în felul următor, bă, dacă vrei să te țin angajat, trebuie să mă plătești. Să-mi dai dările la stat, să mă plătești, să-mi dai dările la stat ca să te poți ține angajat. Să-mi dai câte 5 milioane pe lună ca să pot să-ți plătesc dările la stat. Eu sunt ce trei rupe cu de la stau luna acasă și să mă plătească still going. Adică minimum pe țară trebuie să mi-l tot dea. Când am dat acasă. Pentru că a stat 3 luni pe cabină, trebuie să stau o lună acasă și să mai iau minimum pe țară în continuare, nu? Ăsta mă presa și spunea că să-i dau lui bani ca să mă țin angajat în colo. Zic, bă, man, uite, așa, oricum nu mi-a dat drepturile salariale, din punctul meu de vedere, nu mi-a plătit concediu anual, trebuia să-mi calculez câte zile de concediu anual am, și să mi le plătească din cauza faptului că atunci când sunt plecat pe comunitate și stau pe cabină, tu trebuie să-mi dai weekendurile acasă, obligatoriu, plătit cu minimul pe țară. Nu? Nu? Așa am calculat eu. N-am vrut să mi le mai dea. Bă, atunci eu am tot spus că să mai dea, și mi-a spus ceva de genul. Dacă lucrai la tine la Strehaia, nu mai primeai nimic. Bă, da, mama, bă. Bun. Atunci l-am dus la ITM. ITM făcută, sesizare pe online, pe... am scris-o pe foaie, am scanat-o cu telefonul că sunt aplicații și am trimis-o la ITM. Mă sună el și dacă vreți să aflați ce am vorbit cu el când mă sună, dați click pe link-ul din descriere, apăsați și lui like puternic. Se laudă cu faptul că a dat 3.000 de euro țeapă în instanță și din cauza asta i-am furat 100 de motorină, mă, viața mea. Și da, din cauza faptului că știu oameni care au stat prin benzinărie câte o zi întreagă ca să vină transportul după ei pentru că aveau... Știu multe chestii pe care le-a făcut și din punctul meu de vedere nu a fost drept față de colegii noștri și din cauza aia am furat 100 de motorină, eu aș vrea de fur mai mult. Dar prostia e că m-a și prins în ultima instanță din cauza faptului că eu ca prostul, conducând Mercedes-ul ăla MP4, MP3 a fost, nu, MP3, care era cu Swift din ăla și cu ambreiaj. Ei ce au făcut? Au luat motorile din alte camioane, au băgat și au blocat rezervorul de pe stânga. Eu nu mi-am dat seama, mă, și când ne-am oprit ca să-i scoatem lor ăsta, o să-i furăm 100 de litri de motorină, rezervorul era plin. Și noi am tras din el. Înțelegi? Rezervorul era plin și noi am tras din el. Și așa a dat seama după aia, știi? Dar, din punctul meu de vedere, n-am ce să-ți facă, că doar la nu era camionul lui, dacă a intrat din alt camion. Bineînțeles, colegul care a fost cu mine a beneficiat de jumătate din litri, i-am dat 50 de euro, știi? Și după aia ne-a oprit 50-50, practic. Ne-a tras motorul, ne-a tras din bani la amândoi, știi? Dar trebuia să-l arm mai grav. Păi am fost la ITM și discuția între mine și el o să o vedeți. Ce tupeu și ce geap că avea pe cap, că mă scoate din concediu, mă scoate din alea. Din cauza asta i-a furat patronului 100 de litri de motorină, în cazul în care mai aveți vloguri de genul. Vă rugați să pigeți butonul de like și să scrieți acolo ce părere aveți despre furăciunea pe care a făcut-o regele șoferilor când fura motorină. Este, cred că, singura dată când am furat motorină, când am lucrat, de când, în perioada în care am lucrat șofer pe tir, pe comunitate. Atunci am întors către țară, era un fel de tur-retur. Dar, da, am vrut ca să spun într-o oarecare măsură păcatele, adică știam că n-a plecat niciunul din firma aia fără să nu fie ars măcar de 100, dacă nu 2 sau 3, nu trebuia la nimeni toți banii, la nimeni nu trebuia toți banii. Și așa e la oricare măsură. Dar o să spună și băieții prin comentarii că nu mint și că unii chiar merită, mă. Bă, unii chiar merită, mamă, și dacă... Eu mi-am luat în calcul și faptul că s-ar putea să mă dea afară, să nu mai dea banii, că mă certam cu el pe acolo și am făcut niște firme de aia. Eu oricum mă întorc pe Germania, am învățat pe traseul ăla și cobor mașină mică
Să vezi cum îi găurește toate cauciucurile alea, să vezi că îi dau de copertare fără stâlp să mă bată mama. Ai văzut cum de copertare fără stâlp? Deci, practic, stâlpii rămân înăuntru și ia să plotoc din prelată, iei prelata, mă gândeam eu, mă, dacă nu dau banii ăștia, că mă gândeam la munca mea, mă, și la timpul meu, în viața mea, mă, și la zilele în care mă tundeam prin peco. Păi dacă eu mă tund prin peco, tu nu dai mie țeapă în viața ta, mă. Că îți dai țeapă singur și dacă m-ai băgat 100 de euro pe gât, eu îți bag 2. Dacă m-ai băgat 200 de euro pe gât, îți bag 4. Și vă doresc o zi minunată și vă doresc să nu aveți parte de patron din ăștia, dar inevitabil o să aveți, probabil că. Tot respectul și nu uitați să faci mie un follow pe Insta și follow pe pagina Adrian Cox. De data viitoare. Pace!